Guvernul Boc încalcă din nou legea, de data aceasta pe cea a repartizării banilor publici. Acuzația vine din partea socialdemocraților, care susțin că guvernanții portocalii continuă să împartă banii țării numai pe baza criteriului politic. Constatăm din nou că în România banii se împart numai pe criteriu politic. Și veți vedea și din sumele repartizate unor localități din județul Dâmbovița că principalii beneficiari sunt primăriile conduse de primarii Partidului Democrat Liberal și că acolo unde s-au repartizat anumite sume unor localități conduse de edile ai altor partide, de fapt în lucrările publice respective se găsesc angrenate firmele unor lideri ai Partidului Democrat Liberal. Consider și astăzi, așa cum am spus de fiecare dată, că ceea ce face guvernul încalcă legea finanțelor publice. Iată cum s-au repartizat banii în Dâmbovița pentru infrastructură. Beneficiari, 10 primării conduse de primarul ai Partidului Democrat Liberal, 11 primării, aparent a spune că e în regulă, conduse de primarul ai Partidului Social Democrat, o primărie a Partidului Național Liberal și o primărie condusă de un primar al Partidului Noua Generație. Când ne ducem însă la sume, veți vedea că cei de la Partidul Democrat Liberal, cei 10 primari, au primit suma de 60 de miliarde 204 mii lei, au 6 milioane 204 mii lei, în timp ce cele 11 primării de la Partidul Social Democrat au primit suma de 3.380.000 de lei, adică pe jumătate de cât au primit cei din Partidul Democrat Liberal. Ca să dăm și câteva exemple, la Dărmănești, de exemplu, 5.600.000 în bani vechi, la Cornești, 940 de milioane în bani vechi. La Ulubești, 7.500.000 de lei, la Doicești, 1.230.000 de lei. La Șelaru, 7.500.000 de lei vechi, la Mătăsaru, 930 de milioane de lei vechi. Și sigur, în fruntea listei cu cea mai mare sumă, probabil că trebuie să acoperim găurile create de administrația Boriga, în bugetul local, 9.400.000 de lei alocate municipiului Târgoviște. Dacă mergem și vedem cine a făcut lucrări și a primit bani de la Partidul Social Democrat, veți vedea că, de exemplu, la Bucșani s-a repartizat o sumă de 7.500.000, cea mai mare pentru un primar PSD, dar beneficiar este firma Procor. Iar dacă mergem la Pietroșița, a doua sumă ca mărime, 1.250.000 de lei, beneficiar este firma Construcții Muntenia a domnului vicepreședinte al PDL-ului, Cucu Aurel. Repartizarea inechitabilă a fondurilor guvernamentale de către puterea portocalie, care îndestulează doar primarii PDL, iar pe edilii opoziției trece la capitolul resturi financiare, este criticată și de liberalii dâmbovițeni, care acuză actuala guvernare de protejare a clientelei politice. Această politică de protejare a clientelei politice continuă din partea actualei guvernări. Principalii beneficiari ai celor 386 de milioane de RON, aproximativ 90 de milioane de euro, alocate de guvern pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive în mediul rural, au fost unitățile administrative, s-a și spus lucrul acesta și este extrem de evident, aparțin unităților administrative ale PDL-ului și UDMR-ului. Noi vrem să reamintim actualei puteri că oportune nu sunt investițiile în sălile de sport, cum vorbeam și mai devreme și vă dădeam exemplul chiar al Colegiului Național Ienachie Văcărescu și patinoarele construite la de 3 ori prețul lor real de clientela politică a PDL sau drumurile care nu există decât pe hârtiile produse de clientela politică a PDL. Prioritățile și oportunitățile de investiții se stabilesc în funcție de necesitățile zonei respective și nu de politicile clanului Băsescu-Udrea-Boc.
Mai mult, guvernul a decis aceste alocări de fonduri exact cu câteva zile, știm cu toții, înainte de moțiunea de cenzură, înainte ca această moțiune, de fapt, să fie supusă la vot. Nu este prima dată când guvernul acesta alocă în mod discreționar fonduri autorităților locale. Studiile societății civile, Institutul de Politici Publice, în mod clar, indică faptul că peste 70% dintre primarii care au obținut în ultimii 2 ani bani din fondul de rezervă al guvernului aparțin PDL.